Suntem Vanjera, mingea mai departe la Viveiro, Santal intră în careu, Antal și intervenție decisivă pentru Bălgrădean. 1-0 pentru Bălgrădean în duelul cu Antal. O paradă decisivă pentru golkeeperul dinamovist. Încă o dată faza cu pasa perfectă dată de Nuno Viveiro și golgheterul Vasluiului scăpat spre poarta lui Bălgrădean. Nu reușește să trimită mingea în poartă. Gaură mare în apărarea lui Dinamo la faza anterioară, cât pe aici să fie speculată de Liviu Antal. Să vedem cornerul pe care îl va bate Lucian Sânmortean la colțul scurt, lovitură de cap a lui Tem Vanjera în plasa laterală. Și iată că încep să apară și ocaziile de gol. Greșită a lui Cerneauskas, mingea ajunge însă cu noroc la Sânmărtean, care pierde și el balonul, e pericol acum. O, ce intervenția lui Sânmărtean de lângă Rotariu, se cere un fault. Se cere penalti, toți dinamoviștii și-au pus mâinile în cap, în ce preferat șutul la poartă. Încă o dată, faza de mai devreme a fost o mână a lui Sânmortean pe spatele lui Dorin Rotariu și iată și reacția lui Flaviu Stoican. Dinamoviștii din zid face ordine acolo. Lucian Sânmortean execută lovitura liberă. Mingea este respinsă din zid. Caue spre Tenvanger apară! Mingea din nou la Tenvanger și ocazie uriașă pentru vasluieni. Are dreptate Mike Tenvangera să fie nervos. Jucătorul din Zimbabwe a ratat de două ori la aceeași fază două mari ocazii, iată-l sărind la cap foarte bine. Prima oară lovește cu capul în bară și apoi reluarea sa este pe lângă poartă. I-a fost greu lui Steliano Filip să-i facă față uriașului Tem Vanjera și reacția lui Sânmărtean. Mațon pentru Caue. Recuperează dinamoviștii din nou. Bubacar la 30 de metri pentru urcarea lui Curtean. Șutul acestuia la firul ierbii. Însă, pe lângă poarta lui Cerneauskas. Încep să conteze și dinamoviștii în atac după o perioadă mai bună a vasluienilor. Curtean cu un șut la poartă. Revedem încercarea mijlocașului dinamovist. Și replica dinamoviștilor. Tucudean în careul Vasluiului se întoarce, șutează însă în blocajul lui Prahici. Nu respinge decisiv Sânmortean, profită Cătălin Munteanu. Tucudean cu călcâiul foarte frumos pentru Curtean și mingea este scoasă până la urmă în afara terenului. Eroare mare făcută de Lucian Sânmărtean. El de a pus mingea lui Cătălin Munteanu. Într-o zonă extrem O, de și s-a atins și mingea periculoasă. cu mâna în careu. Am văzut pe această reluare. Iată-l pe Lucian Sânmortean voleibalând mingea. Celeban. Iată-l pe polonez sprintând pentru a întâmpina această centrare. Este hand și penalti pentru FC Vaslui. Tucudean arată că a fost lovit de minge în piept, însă nu știu dacă are dreptate. Reluările ne vor edifica. Marius Avram foarte aproape de fază. Nu a stat deloc pe gânduri. O reluare cu capul a lui Prahici, care îl lovește în mână pe Tucudean. Imprudență a lui Tucudean, dacă putem să spunem așa. A venit cu mâinile ridicate și l-a lovit mingea în mână. Iată că la un hands în careul celor de la Dinamo se dă lovitură de la 11 metri. Să nu uităm și de hands-ul făcut de Sânmărtean în careul lui Cerneauskas. Încă o dată faza Da, la care... nu ai cum să sari cu mâinile în sus ca la volei, la blocaj și apoi să spui că te-a lovit mingea în piept. A fost greșeala lui Tucudean la această fază. Liviu Antal se pregătește să execute penaltiul. L-am văzut la genunchiul drept o urmă a unei căzături sângera. Liviu Antal acolo. Antal față în față cu Bălgrădean, față în față cu golul cu numărul 12 în campionat. Un pas, 2, 3, șut și gol! FC Vaslui 1-0 din minutul 44. Și a făcut cruce Liviu Antal înainte de a executa și iată că Dumnezeu i-a ajutat, a reușit să marcheze. Dar are și o dedicație de făcut Liviu Antal. Nu vedem însă ce scrie pe acel tricou pe care l-a luat ca să-l arate spectatorilor. L-a trimis pe Bălgrădean pe colțul opus și a marcat fără niciun fel de emoție. Liviu Antal, golgheter în Liga 1. În acest moment 12 goluri, l-a depășit pe Eric. Vă spuneam,
Înainte, după cum spuneai și tu ceva mai devreme, vor trebui să reconfigureze cumva tactica. E pauză la Vaslui, a fluierat Marius Avram, finalul primei reprize. FC Vaslui, Dinamo se termină 1-0 după 45 de minute. Gol marcat de Liviu Antal ceva mai devreme din lovitură de la 11 metri. Luăm și noi o pauză, revenim cu repriza secundă. Rus, Dragoș Grigore, Sârgean Luchin și Steliano Filip, Tico, Dorin Rotariu, Cătălin Munteanu, Ionut Cerban, Curtean și Țucudean. Cerban va face cuplu în atac cu George Țucudean, atacant și tânărul intrat pe teren la pauză. Fi adus la Dinamo în perioada în care era antrenor în Ștefan cel Mare, Gigi Mulțescu, cel care va fi alături de Costin Deșliu la GSPTV. Ocazie mare pentru Dinamo. Rămân periculoși dinamoviștii. Dorin Rotariu nu a reușit să spun că Gigi Mulțescu va fi alături de Costin Deșliu la GSPTV imediat după această partidă pentru toate reacțiile de aici. Încă o dată șansa mare a dinamoviștilor, șut puternic al lui împotriva echipei locale. Iată-l pe Steliano Filip în ofensivă, o centrare bună. Ce am poartă mingea, să știi. Probleme mari a avut Cerniauskas la această minge trimisă de Steliano Filip. M-am uitat atent la minge, se ducea în poartă dacă Cerniauskas nu era atent. Ar fi fost golul sfârșitului de campionat cu siguranță, însă Cerniauskas a fost atent. Corner pentru Dinamo, pe care îl bate Alex Curtean. Îi face semnul lui Ionut Cerban să vină aproape, însă va centra până la urmă Curtean. Așa face pentru Cătălin Munteanu. Din nou Cerniauskas boxează în față. Rotariu îl întreabă dacă e în regulă. Încă o dată șansa mare a lui Cătălin Munteanu. Ce reluare spectaculoasă celui poreclit cap de zmeu. Francezul cu mingea în posesie. Contraatacul lui Dinamo pentru Țucudean este această minge lungă. Se luptă vârful dinamovist cu doi adversari. Trece superb Țucudean. Țucudean în fața golului. Ce ratare! Excelent, Cerniauskas a ieșit și l-a blocat pe George Țucudean, care a reușit să o fază de toată frumusețea. Iată-l de unde a plecat Țucudean, de la centrul terenului. Își folosește forța, își folosește tehnica, inteligența, rămâne singur cum Cerniauskas greșește exact în cel mai important moment al fazei. Ce trecere de fotbalist adevărat a reușit George Țucudean, dat mingea. Dinamo atacă. Caută câinii roșii golul egalizator. Iată-l pe Joel Toma. Joel Toma trage în Cerniauskas. Ce ocazii ratează dinamoviștii. Nu au voie să facă așa ceva. Și Flaviu Stoican a nebunit pe marginea terenului. Aproape că s-a dat cu fundul de pământ. L-am văzut cum a sărit. Șansă uriașă pentru Dinamo și Joel Toma. Intervenție. De surpriză al acestui atac al dinamoviștilor. Ionut Cerban pentru centrarea lui Laurențiu Rus. Și o nouă lovitură de cap spectaculoasă, Țucudean din plonjon. Se înmulțesc ocaziile la poarta lui Cerniauskas, dar fără urmări pe tabela de marcaj. Încă o dată centrarea lui Rus și reluarea spectaculoasă a lui George Țucudean. A trecut foarte mult pe lângă poartă. Mingea trimisă de viteză pentru formația lui Flaviu Stoican. O pasă bună acum dată de Ortiz pentru Liviu Antal, în care o minge în fața porții. Și o nouă șansă, prima mare șansă pentru Vaslui în această repriză secundă. Schimbă tot ce poate Flaviu Stoican, nu mai păstrează. Mingea vine, Joel Toma. Nou la Steliano Filip, centrare spre Curtean. Dorin Rotariu a lovit mingea cu capul. Țucudean, gol! George Țucudean reușește să marcheze până la urmă în poarta lui Cerniauskas. Și iată bucuria băcii de rezerve a dinamoviștilor. Toată echipa lui Dinamo, cu titulari, cu rezerve, cu antrenori, se duce spre galeria. Venit să încurajeze. În minutul 76, iată, jocul băgubos al Vaslui din repriza a doua este pedepsit. Două mai atacate lui Liviu Ciobotariu le-au permis adversarilor să vină peste ei. Au fost ocazii multe la poarta lui Cerniauskas și până la urmă George Țucudean arată că este un atacant foarte bun. Iată-l scoțând de unul singur acest gol egalizator.
dat roade insistența lui Țucudean și a marcat golul cu numărul 4 în acest sezon pentru el la Dinamo. Să nu uităm că Țucudean este împrumutat în Ștefan cel Mare de la Standard Liege. Rămâne de văzut dacă va schimba, face a doua mutare, va intra pe teren Adrian Pădulea. Ocazie mare pentru Vaslui, dar s-a fluierat. A preluat cu mâna Liviu Antală, face semn Marius Avram. Un hands în atac făcut de golgheterul Vasluiului. Reluarea pare sătorie în prelungiri. Tot Lazar va fi cel care va executa această lovitură liberă. Stoican foarte agitat în continuare pe margine. Trebuie o centrare de calitate. Erau trei jucători ai lui Dinamo în offside în momentul centrării. Și nu mai este timp pentru că Marius Avram pune punct meciului. FC Vaslui și Dinamo încheie la egalitate. Liviu Antal din penalti în minutul 44, respectiv George Țucudean în minutul 76 pentru Dinamo. Marcatorii celor două goluri. La GSP TV începe meciul zilei. Vă așteaptă Costin Deșliu împreună cu invitatul său Gigi Mulțescu. Vom avea în curând flash interviuri de pe marginea terenului. Andy Amironoi îi are pregătiți pe cei doi antrenori. Sunt și eu extrem de curios să văd ce vor spune atât Flaviu Stoicat cât și Liviu Ciobotariu despre această partidă directă. Îi explică Stoican, am senzația lui Tico, de ce l-a înlocuit și de ce a luat motiv schimbările, de ce a făcut schimbările pe care le-a făcut. Îmbrățișări cordiale la centrul terenului. Spuneam despre această partidă că a fost într-o atmosferă prietenească, aproape de vacanță, și iată că până la urmă fair play-ul este cel care a dominat acest meci, în care, dacă nu mă înșel, arbitrul Marius Avram nu a fost nevoit să acorde nici măcar un cartonaș galben. Jucătorii Vasluiului se duc la propria galerie pentru a-i saluta, în vreme ce dinamoviștii își salută și ei suporterii veniți să-i încurajeze în acest ultim meci al sezonului. Una peste alta, Dinamo termină 2013 pe locul 5, este în obiectiv Flaviu Stoican. Eu vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare alături de noi la GSP TV, meciul zilei cu reacții de aici, de la Vaslui. O seară bună, la revedere!